anterioare am discutat despre modalitatea prin care putem să aflăm tonalitatea majoră a unei melodii în funcție de armura de la cheie. Însă, în lumea muzicală nu există doar tonalități majore, deoarece nu toate melodiile sunt vesele. Există și tonalități minore, pe care compozitorii le utilizează pentru a crea sonorități melancolice. Astăzi aflăm că orice tonalitate majoră are o relativă minoră, cu care se înrudește prin armură. Practic, pentru orice armură prezentă la cheie, există două variante de tonalități: una majoră, adică veselă, iar cealaltă minoră, adică tristă. Pentru a înțelege cu mai mare ușurință, Vom lua ca exemplu tonalitatea cu zero alterații la cheie, adică do major. Cum aflăm relativa minoră a lui do major, care atenție, are tot zero alterații la cheie. Coborând 3 semitonuri de la tonalitatea majoră. Do si, primul semiton, si, si bemol, al doilea semiton și si bemol la al treilea semiton. Iar aceasta este relativa lui do major, pe care o vom numi la minor. Să dăm un alt exemplu. Care ar fi relativa lui re major? Utilizăm regula. Coborâm trei semitonuri de la nota re. Re do dies primul semiton. Do dies do natural, al doilea semiton și Do-Si al treilea semiton. Si minor este relativa lui Re major și bineînțeles vor avea aceeași armură la cheie. În cazul tonalităților cu bemoli se aplică aceeași regulă. De exemplu, pentru a afla relativa lui Mi bemol major vom coborâ trei semitonuri și vom ajunge la Do minor. Concluzie care sunt asemănările, dar și deosebirile dintre două tonalități relative? Asemănări au aceeași armură la cheie. Practic, dacă tonalitatea majoră are 5 diezi la cheie, tot 5 diezi va avea și relativa sa minoră. Deosebirile constau în sonoritatea celor două tonalități. Cea de mod major are sonoritate veselă, iar cea minoră are sonoritate tristă. O altă diferență este că tonicile celor două tonalități sunt diferite. De exemplu, Si major are tonica Si, iar relativa sa minoră, adică Sol dies minor, va avea tonica Sol dies.